întors la Lumea Nevăzută alături de invitatul meu, numerologul Mihai Voropievi, și vorbim despre ciclurile evolutive ale vieții de 9 ani și anul personal. Am încheiat un ciclu, da? Ne pregătim de un altul. Îți dai seama ce surpriză ai când treci prin 9 ani de ciclu, afară de faptul că ai mai avansat în înțelepciune și în cunoaștere, ești mai dotat, mai bine pregătit după 9 ani de ciclu. Dar este totodată anul de bilanț, anul nou. Nici nu-ți dai prin cap, nimic nu-ți dă prin cap, câte îți vin în minte. Și lucrurile plăcute și lucrurile neplăcute. Dar având experiența a 8 ani anteriori, plus cel pe care l-am terminat, e foarte bine să ne facem ceva pro-memorie. Să luăm un caietel. Și să notăm cei 9 ani. Să notăm cam ce ne-a încântat, ce ne-a plăcut și ce avem de făcut. Pentru că dacă tu, la un final de ciclu, repeți același lucru, anul viitor, când intri în ciclul ăla altul, o iei de la cap, dar intri cu niște datorii. Și atunci cum e? Când ești flu-flu, lejer, n-ai rucsacul în spate, ai pășit, ești... Dacă ți-ai acumulat niște datorii karmice într-un cele ciclu, care nu le-ai rezolvat, că sunt karmice sau datorii materiale sau astea, te-ai distrus, efectiv, pentru că totul vine amplificat. Ciclul următor te pune să muncești mai mult. Adică lupa se mărește cu fiecare ciclu? În permanență, în permanență, pentru că omul n-ar progresa și n-ar evolua, nici nu există nici astea stare pe care toată lumea și-o dorește, de îmbogățire. Nu îmbogățire este de afară, că nu toți suntem Elon Musk, înțelegi? Dar acolo, ca tu și familia ta cu ai tăi, să vă puteți permite să luați și niște ceva, acel ceva pe care ți-l dorești. Și este un lucru fire să-ți dorești. Dar mi se pare firesc. Și o viață bună, frumoasă. Încrederea. Întotdeauna, între anul 1, avem încredere. În anul 9 nu suntem decepționați. Suntem pur și simplu mai înțelepți. Pentru că ne-am lovit de niște lucruri, am văzut ce am putut rezolva și atunci când ne-a fost greu și de multe ori ne speria, aoleu, ce greu, și cum pot să fac eu față, da? Dar de multe ori trebuie să învățăm să strângem din dinți și să spun, eu am un precept pe care l-am oferit și celorlalți, spune-te atât, pot, știu că pot și vreau să pot, că dacă nu spui vreau, mi-aș dori, da. Nu e realizabil. Și pleci cu frâna de mână trasă. Întotdeauna. S-a terminat acest ciclu de 9 ani, da? Am făcut bilanțul, am văzut unde am greșit, unde am ratat oportunități, unde avem de lucru. Plecăm într-un nou ciclu. Ce intenție ne punem pentru următorii 9 ani? Păi, Dana, fiecare vine cu nevoile și necesitățile, cu dorințele lui. Dacă suntem conștienți că noi suntem o forță și, într-adevăr, putem să rezolvăm aceste lucruri, e foarte bine ca să le luăm, așa cum zice englezul, step by step. Nu punem pentru anul următor, că am terminat ciclul ăsta de 9 ani, și anul următor vreau să-mi construiesc și două turnuri gemene, să-mi iau și supersonic. Tot ce n-am făcut în 9 ani. Nu. Eșalonăm, da? Eșalonăm, dar strict rațional, în conformitate cu posibilitățile noastre financiare și cu vârsta, că noi am mai îmbătrânit cu 9 ani. Nu mai suntem la... Nu mai ai 18 ani. Acum deja ai 27. Da? E, aici te joci cu anul tău și vezi ce poți să faci. Că îți dai... Să zicem că a terminat ciclu o persoană care anul trecut, ultimul ciclu, a avut 72 de ani. Anul ăsta a intrat în 73. Adunăm 7 cu 3. 10. E, aici e buclucul. Anul 1... Ai și vârsta 1. O să vorbim într-o emisiune, da, de vârsta 1 până la vârsta 9, să vedeți ce lucruri interesante ne oferă tot universul ăsta al cunoașterii. Exact. Și e bine că dacă vrei să rămâi undeva în necunoaștere, îți va fi foarte greu. Deci, puneți mâna, oameni buni, învățați, fiți altruiști, cu cât veți dărui mai mult, cu atât veți primi mai mult, veți o lege mai mult a naturii, da. Și învățați să vă iubiți unii pe ceilalți. Mulțumim! Mulțumim că ați fost astăzi alături de multă noi. Dragoste. Sunt foarte multe calcule în numerologie. Vă așteptăm și la alte emisiuni să continuăm acest subiect. Mult succes bucurie în tot ceea ce faceți!